Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. PSD a depus în Parlament și a citit moțiunea de cenzură pe care o îndreaptă împotriva guvernului Câțu și pe care are mari șanse să-l doboare, pentru că alături de voturile PSD foarte probabil vor fi și cele ale USR Plus și cred că și AUR se va alătura acestui vot. Sigur că PNL spune în acest moment că e o alianță toxică, dar în realitate, cred că este și un mod de a ieși din această criză politică enormă și foarte complicată. Mi-am adus aminte de momentul în care domnul Câțu a fost numit de Cătălin Drulă un cadavru politic. După demiterea lui Vlad Voiculescu. Da. Da, și a zis că nici nu știi, dar uite că ajungem și aici. De ce? Voturile sunt clar împotriva domnului Câțu. Ar trebui să convingă USR Plus să revină la guvernare. Puțin, probabil, nu văd de eu un gest sinucigaș. Ar trebui să-i convingă pe cei de la PSD să nu voteze, da. Și asta e imposibil, că ei au depus moțiunea de cenzură. Și spuneam că e o modalitate de deblocare. Dar de ce? Pentru că în momentul în care îl dai pe Florin Câțu jos, practic, președintele are posibilitatea de a pune un nou premier, altul decât domnul Câțu, care poate forma o majoritate stabilă. Fie să zicem că domnul președinte Iohannis se satură și dă guvernarea la PSD, puțin probabil. Condiția USR Plus de a reveni în coaliție este dispariția domnului Câțu din această funcție. De un premier de la PNL alături de USR Plus și UDMR, adică refacerea coaliției fără domnul Câțu. Ce se va întâmpla cu domnia sa? Probabil că îi se va deschide un post la Senat. Președinte al Senatului, nu altfel de post. Oricum, rămâne președinte al PNL-ului, deci domnul Cuță tot a câștigat ceva în toată schema asta. Da, nu văd nicio. Funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Cred că toată miza aici apare ca domnul Orban să fost înlăturat, că altfel n-am făcut decât să ne învârtim în jurul cozii, jur. Pentru că în loc ca președintele PNL să fie președintele Camerei Deputaților, va fi președintele Senatului și va fi alt premier. Deci doi poli de putere, deci este bezna aici. Eu nu înțeleg cine este marele strateg politic și ce a dorit din această mișcare, care nu numai că a destrămat o coaliție de guvernare care era cât de cât viabilă, dar a dus și România într-un punct critic pe care multă lume nu-l înțelege. Puține partide și puține formațiuni au reușit să mai facă praf credibilitatea, bruma de credibilitate pe care o aveau de maniera asta. Și în cel mai nepotrivit moment. Și, evident, și pandemie, și creștere de prețuri. Și... Exact. Acum trebuie să vedem și ce va fi. Eu cred că domnul Câțu va fi îndepărtat. Da, așa arată momentul ăsta, pentru că e logic să se întâmple asta. Dacă pleacă domnul Câțu, toată lumea poate reface alianțe politice din nou. Chiar și președintele Iohannis, cred, vede în sfârșit, domnule, uite că da, putem face din nou. Da, Cătăline, dar domnul Cuțu a câștigat niște alegeri acum o săptămână. Cum să fie depărtat așa? Una e una, alta e alta. Știu că multă lume a vorbit de faptul că exista mereu un blat între PSD și președintele Iohannis și că, mă rog, lucrurile se înțelegeau acolo. Și astea au limite că, cum să zic, nu poți să te joci la nesfârșit în a face opoziție. Și încă o dată revin și spun, ba chiar această mișcare în care PSD brusc și-a arătat colții este chiar benefică alianței de guvernare, pentru că o rezolvă spunându-i: Florine, asta e, te-au dat jos aia, da. Tu îl vezi pe domnul Câțu debarcat și din funcția de președinte al PNL-ului? Nu, va rămâne președinte la PNL o perioadă, nu știu ce perioadă. O perioadă, da. Acum știi cum e, în momentul în care se va pune un prim-ministru care va avea cât de cât succes sau va reuși să construiască ceva, se va face, așa cum s-a întâmplat și cu domnul Câțu și cu domnul Orban, un nou pol de putere. Deci domnul Câțu va deveni domnul Orban. Banii sunt la premier și... Cam așa, și va da de asta la PNDL. Apropo de domnul Orban, el a prezidat astăzi ședința în ciuda interdicției de la PNL de a participa. A făcut din nou niște declarații dure domnul Orban. Îi face plăcere să fie în opoziție domnului Orban. E amuzant așa un pic, dacă n-ar fi trist în egală măsură. Marți, da? Marți o să se întâmple toate lucrurile despre care vorbim.
Noi vom fi la Parlament, ducem emisiunile la Parlament, nu toate, Radu rămâne aici. Mulțumesc, nici nu-mi doream să... Azi că mergem noi și vă povestim de acolo, vedem, de la fața locului, poate facem și rațiunea zilei de la fața locului, ne descurcăm, văzând și făcând. Va fi o zi importantă și o zi specială în programele Europa FM, despre care o să mai vorbim. Cătălin Striblea, îți mulțumesc tare mult! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!